Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Neadaptarea vitezei la condițiile de drum l-a costat viața. Gorjul a rămas fără niciun șef în structura centrală a PSD. Două victorii consecutive pentru pandurii. Un tânăr de 19 ani din comuna Godinești și-a pierdut viața în urma unui grav accident de circulație. Adolescentul a intrat cu mașina într-un gard pe raza orașului Tismana. S-a murit a doua zi la spital. Polițiștii susțin că șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă ar fi pierdut controlul mașinii pe care o conducea. La data de 10 martie anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Tismana au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic cu privire la faptul că pe drumul județean 672 Tismana s-a produs un accident de circulație soldat cu o victimă. La fața locului s-au deplasat polițiști care au efectuat cercetarea locului faptei, constatând că un tânăr de 19 ani din comuna Godinești, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Tismana către municipiul Târgu Jiu, într-o curbă ușoară la dreapta, a efectuat manevra de depășire a unui autoturism, a derapat pe nisipul de pe marginea părții carosabile și a pierdut controlul direcției de deplasare, autoturismul fiind proiectat în afara părții carosabile, rostogolindu-se de mai multe ori și oprindu-se în gardul de beton al unei locuințe. În urma impactului a survenit decesul tânărului, iar în cauză polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. După producerea accidentului a fost nevoie și de intervenția pompierilor. Scandalurile se țin în lanț în comuna Albeni. La sfârșitul săptămânii trecute, o nouă dispută a avut loc. De data aceasta, cadrele didactice au complotat pentru a putea sabota conducerea. Totul a pornit de la un parteneriat încheiat între școlile Stănești și Albeni, la care elevii trebuiau să participe. Primarul comunei Albeni, Ionuț Silviu Stan, a pus la dispoziția școlii 4 microbuze pentru ca elevii și părinții să poată ajunge la destinație. La solicitarea doamnei învățătoare Hodoiu Paula, am solicitat să punem la dispoziție cele două microbuze școlare din dotarea primăriei pentru data de 10 martie, care eu i-am aprobat cererea dumneaei, am luat legătura cu dumneaei și am spus că pe lângă cele două microbuze mai pun la dispoziție încă două microbuze ca să se poată deplasa toți 51 de copii, plus încă un microbuz pentru părinții care nu au mijloc de transport personal să se deplaseze, să fie alături de copiii dumnealor. Cadrele didactice au refuzat ajutorul primit, preferând să închirieze un autocar plătit din banii părinților, decât să accepte microbuzele oferite de către edil. Copiii școlii Albeni să fie deplasați cu microbuzele din dotarea primăriei, au contactat un transportator și au închiriat un autocar. Cred că este o ambiție a cadrelor didactice ca să mă pună pe mine într-o postură proastă în fața părinților, să mă denigreze pe mine, că nu sunt alături și nu pun la dispoziție microbuzele din dotarea primăriei. Acum sunt cele 4 microbuze în fața școlii care așteaptă copiii ca să fie transportați la școala Stănești, plus un microbuz pentru părinții care nu au mijloc de transport în comun. Părinții nu au fost deloc mulțumiți de cele întâmplate, pentru că singurii afectați sunt chiar copiii lor. O altă problemă a fost și faptul că au trebuit să scoată din buzunar aproximativ 16 lei pentru transport. Pentru ce plătim noi autocar să plimbe dânsul cu el? Noi nu avem nevoie de autocar, pentru că primarul a pus la dispoziție 4 microbuze pentru copii, unde au loc toți copiii, și părinții care nu au mașini. Plătim 16 lei pentru ce? Cererea pentru microbuze era aprobată. De unde și cum a scos domnul Iosu că nu vrea primarul să dea microbuze, nu pot să-mi dau seama. Este o hâră care este între el și primar, care nu ne privește pe noi. Politica se face la primărie sau la sediul de partid, nu în școală. Domnul Iosu cheamă părinții la școală să le spună că el nu se înțelege cu primarul. Ce-i problema părinților asta? Pe mine mă chem la școală să-mi spui că copilul meu nu face ceva sau nu e bun la învățătură sau îi trebuie cu tare. Nu mă chem să spui că tu nu te înțelegi cu primarul, că nu-i treaba mea asta. Până în momentul acesta nu se știu exact care sunt cauzele pentru care profesorii au recurs la aceste demersuri. Un lucru este cert, părinții și-au trimis copiii cu autocarul închiriat, gândindu-se la o posibilă răzbunare din partea cadrelor didactice. Autoritățile din Târgu Jiu au decis să participe la licitația pentru Casa de Cultură a sindicatelor din oraș. Edilul primăriei a anunțat că va convoca marți o ședință de îndată pentru a clarifica ultimele amănunte legate de ofertă.
Municipalitatea rămâne la oferta de 4,1 milioane de lei, având în vedere că deține și terenul de sub imobil. Însă, în cazul în care locația va reveni primăriei, va fi nevoie de o investiție de câteva milioane de euro pentru reabilitarea casei de cultură a sindicatelor din Târgu Jiu. Vom face o ofertă. Vom face o ofertă, s-ar putea chiar mâine, pentru o ședință de îndată pe care o voi convoca, să intrăm cu o ofertă pentru Casa de Cultură. Mai avem anumite amănunte pe care trebuie să le clarificăm în sensul unor evaluări a eventualelor investiții pe care ar trebui să le facem la Casa de Cultură și eu sper ca mâine după amiază să convoc o ședință de îndată. Lichidatorul judiciar Consulting Company ar fi evaluat clădirea la circa 8,7 milioane de lei. Licitația va avea loc în data de 2 aprilie. Au trecut mai bine de 2 ani, iar lucrările la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu sunt realizate doar în proporție de 40%. În prezent, investiția este sistată și asta dintr-un singur motiv, lipsa de fonduri. Cel puțin asta susține edilul municipiului, care a ținut să precizeze că lucrările la varianta de ocolire nu sunt blocate de către primărie. În momentul de față trebuie alocată finanțarea. Știu că s-a făcut și o licitație pentru o nouă soluție pe o anumită zonă de pe centură. Am stat de vorbă cu mai mulți factori de decizie și exact ceea ce am spus și când am preluat mandatul, ca și acum, centura nu este blocată de către primăria municipiului Târgu Jiu. Deci se pot executa lucrări fără niciun fel de problemă, atât timp cât există un decret de expropriere și statul român în momentul de față deține acel tronson de centură. Deci nu e niciun fel de impediment din partea noastră pentru a nu se realiza centura municipiului Târgu Jiu. Valoarea investiției la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu este de aproximativ 30 de milioane de euro, bani europeni cu cofinanțare de la Guvernul României. Arena de la Târgu Jiu necesită noi investiții estimate la circa 2 milioane de euro pentru a putea fi pusă în funcțiune. Compania Națională de Investiții și-a dat aprobarea pentru suplimentarea fondurilor, însă este necesar și răspunsul Ministerului Dezvoltării Regionale. În acest sens, primarul Marcel Romanescu va merge miercuri la București pentru a discuta această problemă. Miercuri oricum o să fiu la București, la Ministerul Dezvoltării, pentru Comisia Tehnico-Economică la nivelul Ministerului și eu sper că putem să discutăm de miercuri de o eventuală aprobare și atunci cu adevărat lucrurile intră pe făgașul normal. Șansele sunt mari. Odată ce a trecut de Compania Națională de Investiții, în momentul de față Ministerul Dezvoltării nu ar exista motive ca să anuleze cumva această aprobare. Dar până nu văd aprobat la Ministerul Dezvoltării, nu mă pot pronunța. Arena de la Târgu Jiu va avea 12.500 de locuri. România planifică să devină independentă din punct de vedere energetic. Aproximativ 80% din necesitățile energetice ale țării noastre sunt satisfăcute deja de producția de gaze naturale, petrol, cărbune, energie nucleară și hidroenergie. Potrivit președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, la independența energetică a țării, contribuția complexului energetic Oltenia este una esențială. Am discutat și eu cu domnul Maireanu sâmbătă. E momentul propice astfel încât, așa cum am spus la congres, partea de nuclear, partea de hidro și partea de cărbune să se regăsească în mod clar și obiectiv în strategia energetică a României, pentru că avem nevoie de aceste ramuri de activitate sigure pentru independența energetică a României și trebuie să fructificăm acest moment, acest mesaj, pentru că România trebuie să fie independentă din punct de vedere energetic. Iar cele trei resurse de energie, că vorbim de grupurile actuale din complexul energetic Oltenia, pentru că rămâne deschisă discuția și pentru grupul nou, care știm că se discută de ani de zile, dar cel puțin actualele grupuri trebuie să rămână în ființă și acestea pot asigura și asigura independența energetică a României. România este al treilea stat din Uniunea Europeană în privința independenței energetice, după Estonia 7,4% și Danemarca 13,1%, importurile energetice ridicându-se la 17,1%, în vreme ce țări precum Malta și Cipru își acoperă nevoia energetică aproape 100% din import. Complexul energetic Oltenia va avea profit și în anul 2018, acestea fiind estimările conducerii companiei. Managerul gigantului energetic, Sorin Boz, a explicat ce se va întâmpla cu acei bani dacă estimările se vor dovedi a fi realitate.
Potrivit președintelui directoratului companiei, toți banii din profit vor fi folosiți pentru acoperirea pierderilor din trecut. Profitul nu merge nici la bugetul de stat și nu profitul este, deci nu merge la bugetul de stat și nu profitul este sursa de investiții pentru anul următor niciodată. Noi avem o datorie conform legislației și regulamentelor de financiar contabile ca tot ce înseamnă profit trebuie acoperite găuri, pierdere în anii trecuți. Deci este prima regulă atunci când o companie obține după câțiva ani de rezultate negative, obține un rezultat pozitiv. Ne-am propus numai pentru investiții și MSF-uri și ne-am propus suma de 810 milioane de RON. Colosul energetic are de recuperat și multe datorii vechi. Deja anul acesta Colterm a început să plătească din datoriile istorice. E o relație bună, altfel cumpără în continuare cărbune de la noi. E vorba de Termo Craiova, care știți bine cum nu trebuie să mai intrăm în amănunte. Tot ce am livrat, anul acesta am livrat câte parteneri externi, am livrat doar cu plată în avans. Și vom continua să livrăm în continuare doar cu plată în avans, pentru a evita toate problemele care s-au întâmplat în anii trecuți. Este de amintit că anul trecut compania a înregistrat un profit brut de 200 de milioane de lei. Ar fi al doilea an pe profit pentru complexul energetic Oltenia. PSD-iștii gorjeni au rămas pe din afara structurilor centrale de conducere ale partidului. Cu toate că se vehicula intens ca un social-democrat gorjean ar prinde un post în partid la nivel central, acest lucru nu s-a întâmplat. În cărți erau Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj, șanse ar fi avut și Mihai Weber, președintele executiv, un apropiat al lui Liviu Dragnea. Cu toate acestea, vicepreședinții au fost selectați de pe regiuni, iar din Oltenia au candidat și au fost votați Paul Stănescu de la Olt și Lia Olguța Vasilescu de la Dolj. Gorjenii nu au avut nicio șansă cu astfel de competiție și nici nu s-au mai înscris în cursă. Fiorel Bebe Ionica a reintrat în cărți pentru un post de secretar de stat. Afirmația îi aparține vicepreședintului PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, care susține că relația dintre Bebe Ionica și PSD s-a îmbunătățit, cu toate că în ultimul an intrase într-un cont de umbră. Viorel Bebe Ionica a fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor în trecut, însă și-a pierdut postul fiind considerat din cercul de apropiați ai fostului premier Victor Ponta. În momentul de față, Bebe Ionica, om de afaceri și specialist în comunicații, ar fi din nou în grațiile PSD pentru un post în guvernul Dăncilă. Concurența este însă foarte mare. Drumarii își fac planuri de acum pentru redeschiderea Transalpinei. Cea mai înaltă șosea din țară este închisă de anul trecut din toamnă. Oficial, drumul ar trebui să se redeschidă pe 31 martie. Mai mult ca sigur va fi propusă o nouă prelungire a termenului de menținere a drumului închis. Este vorba de cantități mari de zăpadă care se află pe șosea, în special în zona de creastă. Cu toate acestea, de la 1 aprilie, primele utilaje de dezăpezire ar putea intra pe Transalpina. Primăvara încet, încet face simțită și la munte, motive pentru care în urma analizei efectuate la către conducerea DRD pe Craiova și la propunerea secției de drumul național Târgu Jiu, s-a luat hotărârea să ridicăm restricția pe DN67C, Novaci, atenție, Novaci, Rânca, restricția de tonaj. Se poate urca cu autocarul la Rânca. Mai departe, în legătură cu Transalpina, zăpada este mare, foarte mare, a nins mult, mult, mult. Din aceste motive, deocamdată nu putem să anticipăm un termen. Vă pot spune doar că am discutat cu domnul director Bratu, cu directorul regional. Vom organiza cât de curând, sau săptămâna asta, sau săptămâna viitoare, o întâlnire și cu reprezentanții județului Vâlcea, colegii de la SDN Vâlcea, să încercăm o primă evaluare pe DN67C Transalpina. Vom urca cu șenilata, însă nu ne vom apuca de dezăpezire până când condițiile de siguranță pentru lucrători nu vor fi îndeplinite. În 2017, șoseaua Transalpina a fost deschisă pe 30 mai. Pandurii se descurcă bine. În 2018, echipa lui Adrian Bogoi a obținut un nou succes pe teren propriu, 2-1 cu CS Mioveni. Victoria i-a urcat pe anfitrioni pe locul 14, poziție ce asigură salvarea de la retrogradare.
Aiza a deschis scorul minutul 4, dar gorjenii au revenit rapid în joc, Ionica egalând cu un voleu spectaculos în minutul 9. Echilibrul numeric s-a rupt înainte de pauză când fostul pandur Florin Ilie a văzut cel de-al doilea cartonaș galben după un hands. Oaspeții nu au rezistat în inferioritate numerică, iar în minutul 64 Sima nu a mai putut face nimic la lovitura de cap a lui Tudoran. Portarul echipei noastre Răzvan Stanca speră în continuare că pandurii va supraviețui încercărilor din actualul sezon. Formația faniona Gorjului trebuie să se descurce pe plan sportiv și juridic, acolo unde clubul a demarat o acțiune împotriva membrilor asociați. Este un început benefic pentru noi, ne bucurăm că am reușit să spargem gheața acasă și sper să o continuăm pe aceeași linie, indiferent că jucăm acasă sau în deplasare. Speranța încă mai există și fiți sigur că până la final vom lupta să ne salvăm de retrogradare. Avem speranță și la procesul care va urma pe 17 martie. Că vom reuși să scăpăm de faliment, deoarece avem un proces cu membrii acționari. Acum este treaba celor care conduc clubul, ei știu ce mai bine de făcut. În etapa viitoare, echipa noastră va juca la AFC Hermannstadt. Partida va fi transmisă pe Digisport 1, duminică 18 martie, de la ora 12. Echipa de handbal CS Universitatea Constantin Brâncuș se destramă, pornită cu ambiții mari în acest sezon. Trupa gorjeană nu a avut fondurile necesare să se bată la promovare în acest an. Asta deși, la începutul campionatului, au fost adus sportivi cu nume, iar obiectivul era accederea în Liga Națională. Anul 2018 a început prost pentru elevii lui Adrian Gorun. Aceștia au pierdut la Reșița și Craiova, iar mai mulți jucători și-au reziliat contractele după aceste meciuri. Este vorba despre Luca Angel, Cătălin Ion, Dorin Dragnea, Claudiu Subțirică și Elvis Axinia. Antrenorul echipei noastre a explicat că formația din Târgu Jiu s-a bazat pe promisiuni, iar banii nu au mai venit. Acum, universitarii își propun doar să-și promoveze tinerii. Păi ne propunem să câmpine, să crească copiii noștri, că jucăm cu localnicii, să ne câștigăm meciurile de acasă, în primul rând, bineînțeles și în deplasare, dacă putem, deci. Nu, la satul mare, chiar și la Cluj. Gorun a expus posibilitatea ca echipa să promoveze în urma barajului. Chiar dacă obține loc de baraj, noi nu ne prezentăm acum. N-are rost. Niște bani cheltuiți degeaba, pentru ce? Barajul nu și-are sens, în primul rând. De când există acest baraj, nicio echipă de Liga a doua nu promovat la baraj, doar direct, locul 1. UCB ocupă momentan locul 2 în seria B a eșalonului secund, cu 10 victorii și 3 înfrângeri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Cireș și vă mulțumesc pentru atenție!